Toate covoarele sunt praf. Și atunci dați-ne și el. Unde? Da, zice că nu te-am pus. Domn director. Și noi lucrăm de 33 de ani și v-ați bătut joc de noi. Scurt! Poate nu de înainte voastră. Nu a voastră. Poate stând eu sang. Era un om. Așa. Și-a lucrat și în condiții mult mai grele, dar tot când ne-am dus la un director sau cine a fost, sau șef. Da, domnule, sunt de acord cu dumneata. Dar cu două luni în urmă, n-aș știu să răspundeți la băiatul ăla v-ați spus. Și colegul dumneavoastră a lucrat la sud. Da? Ce? Domnul Dobrițanu, erați la TVR. De când ați mai fost, domnule, în carieră? Eu? Am fost acum o săptămână. Vă rog frumos, lăsați-mă să spun. Acum o săptămână am fost. Și dânsul ce v-a spus? Domnule, da, ați fost, dar în jeep, nu pe lângă o bandă să vezi cum. Câte scoabe cerem noi la șefii de sectoare, la brigadier și la toți. Scoabe și mai nou mașoare. Domnule, întrebați șefii de sectoare, directorii, s-au mâncat mii de tone de fier vechi pentru covoare. Da. Nu mai mințiți, vedeți o creștere salarială sau nu? De deci, unde? De-am venit să stăm de vot. De ce? Da, vreți... De covoare, de ce ați deșerat ce-a răspit? Hai, domnule, care-i treaba? Facem public, care-i să ne mințim. Deci, de ce am venit ca să vă spun că pentru întâlnirea asta de luni, care este... De aceea am venit să vă spun că la celălalt s-a fost la plăsa. Am spus că luni la ora 15 este întâlnire la Ministerul Energiei cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia Onor Directoratul, cu reprezentanți ai dumneavoastră, adică organizațiile sindicale. Să vină în carieră.